Un proiect de lege care se află în dezbatere publică la Senat a stârnit un val de reacții printre conducătorii auto. Pentru a-i convinge pe români să-și plătească amenziile de circulație, parlamentarii vor să le suspende dreptul de a conduce, în cazul în care nu își achită sancțiunile. Șoferilor care nu își achită amenziile rutiere în termen de 60 de zile de la emiterea lor ar putea să li se suspende permisele de conducere dacă o propunere legislativă înregistrată recent la Senat va ajunge să devină lege. Măsura este menită să îi oblige pe șoferi să își achite datoriile și să crească încasările de amenzi la bugetele autorităților locale. Mi se pare o măsură foarte corectă pentru că în acest fel vor fi cumva mai motivați să aibă grijă în trafic. Și, na, pentru că vedeți câte se întâmplă, mai ales șoferii începători fără atenție, pun mâna pe mașini neconforme cu experiența lor. Păi, să-și plătească, nu? Era în prima zi acum, cu 15 zile și tot nu le plătesc. Restul... Credeți că o să încurajeze populația să-și plătească la timp? Da. Încurajează pentru că oamenii nu-și plătesc. Care au salariu și pensii mai mici și le plătesc, care nu le plătesc, omit. Prin propunerea legislativă se urmărește introducerea mențiunii că suspendarea permisului va fi posibilă până la achitarea amenzii dacă aceasta nu a fost plătită în termen de 60 de zile de la sancționare. Totul pleacă, spun inițiatorii, de la sumele mici încasate din amenzi, iar primăriile nu au modalități prin care să-i verifice pe răuplatnici. Mai mult, legislația în forma actuală este permisivă. Șoferii pot plăti amenda la jumătate în termen de 15 zile, perioadă în care pot de asemenea să conteste în instanță procesul verbal.